Bun găsit! Trei licee din Suceava nu au avut nici măcar un candidat promovat la bacalaureat în sesiunea de vară. Este vorba despre Liceul Teoretic Moldova, Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Moldovenesc și Liceul Tehnologic Moldova. Numărul celor care au fost evaluați a fost sub 10, însă din nefericire situația acestor licee se repetă aproape cu regularitate în ultimii ani. Trei licee particulare sunt la coada clasamentului cu zero candidați promovați. Liceul Teoretic Moldova din Suceava, Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc, precum și Liceul Tehnologic Moldova din Suceava, au zero promovabilitate. Rezultate slabe, cu sub 20% promovați, sunt și la Liceul Tehnologic numărul 1 Câmpul Lung Moldovenesc, unde din 42 de absolvenți au promovat doar 6, dar și la Liceul Tehnologic Vasile Deac Vatra Dornei, unde doar 4 candidați din cei 27 au medii de trecere. De cealaltă parte, există și un top 3 al celor mai bune licee din Suceava, care au avut și cele mai mari procente de promovabilitate. Potrivit unei statistici a Inspectoratului Școlar Suceava, toți cei 166 de absolvenți ai Colegiului Național Ștefan cel Mare Suceava au promovat examenul de bacalaureat, mediile acestora fiind cuprinse între 6,08 și 9,86. Rezultate foarte bune sunt și la Colegiul Militar din Câmpul Lung Moldovenesc, unde din cei 101 absolvenți, 100 au promovat cu medii de până la 9,91. Pe locul 3 urmează Colegiul Național Mihai Eminescu din Suceava, unde 236 de elevi au trecut cu bine de examenul maturității și doar 3 nu au reușit să-l promoveze. Primul după podium se clasează Colegiul Național Petru Rareș Suceava, unde au susținut probele examenului 288 de elevi și 284 au promovat.